Bun găsit și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, astrolog Alexandra Coman. Fie că ești în trecere, fie că îmi urmărești activitatea în mod constant, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență și să-ți spun că mă simt onorată că faci acest lucru. Filmările de pe YouTube sunt doar o mică parte din activitatea pe care o desfășor. Există horoscopul ultra-detaliat al lunii, există webinarii, există agenda astrologică a anului și toate acestea le poți găsi pe bilete.ro sau dacă îmi scrii pe adresa contactaron@alexandracoman.ro. Achiziționându-le, îmi susții activitatea și îmi facilitez posibilitatea să filmez în continuare gratuit aici pe YouTube. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență și te invit în continuare să urmărești această filmare. Să ai o zi cât mai frumoasă! Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 28 aprilie și pentru că este joi, am de făcut câteva mici anunțuri importante pentru cei care îmi urmăresc activitatea. Pe bilete.ro a apărut horoscopul ultra-detaliat al lunii mai. Vi-l recomand cu căldură, nu numai pentru faptul că are un preț foarte bun, dar ai jumătate de oră de previziuni astrologice dedicate semnului tău zodiacal, mai ales că în luna mai avem o experiență cu Mercur retrograd și e bine să știi unde vei avea această experiență, dar sunt mult mai multe lucruri pe care le vei afla. Apoi ai în avans, înaintea tuturor, horoscopul culorilor, mantra lunii și prezentarea generală a lunii, tot ca bonus alocat acestui horoscop. Asta pe de o parte, deci pe bilete.ro sau dacă ne scrii la adresa contactaron@alexandracoman.ro. Apoi, există grupurile de Instagram și în sfârșit am reușit să găsesc metoda prin care pot da drumul la comentarii pe grupul de Telegram. Iar în descrierea acestui horoscop și în toate filmările de acum încolo, în descrierea lor, va apărea linkul unde dai doar click și ajungi pe grupul nostru de Telegram, o comunitate care crește foarte frumos, foarte, foarte frumos. Și acolo veți avea și cuvântul magic al zilei, și citate motivaționale, și mici comentarii suplimentare ale mele pe care nu le găsiți pe YouTube. Vreau să cresc o comunitate pentru că pentru mine e foarte importantă interacțiunea cu voi. Așa încât, în josul acestei filmări, linkul spre Instagram, linkul spre Telegram te așteaptă, n-ai decât să dai click pe el. Și acestea fiind spuse, hai să vorbim despre horoscopul zilei de astăzi. Și încep cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi trebuie să fii foarte diplomat în relația cu partenerul sau partenera de viață, pentru că scânteia unui conflict poate să izbucnească din temir ce. E nevoie de multă diplomație și răbdare. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Dacă astăzi îți celebrezi ziua de naștere, îți doresc la mulți ani. Iar dacă ai achiziționat agenda anului 2023, fie varianta printată, fie varianta PDF, la sfârșitul agendei găsești calculul pentru a ști ce an, în ce vibrație numerologică a anului te afli și să-ți fie de folos informațiile pe care le vei găsi. Dar noi suntem la informații astrologice. Și pentru toți taurii din lume, de pe planeta Pământ astăzi, veștile vin din direcția unor schimbări de la serviciu și veți profita de pe urma acestor schimbări. Fie veți cere o mărire de salariu, fie veți cere alte facilități, fie vi se oferă o mașină de serviciu sau dacă vă mutați în interes de serviciu, s-ar putea ca firma să suporte cheltuielile de mutare. Este o zi în care e bine să te centrezi pe un proiect important pe care vrei să-l dezvolți sau la care lucrezi, pentru că va veni un moment de mare inspirație pentru tine.
Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi este o zi bună să începi noi proiecte, să încerci lucruri noi sau să testezi terenul în vederea unui proiect care te interesează. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Îți recomand să pui ordine în agenda zilei, pentru că ai tendința să te implici în prea multe lucruri, în prea multe activități, iar asta să conducă la un stres suplimentar. Ordinea și disciplina în activitățile pe care le vei face te vor ajuta foarte, foarte mult să duci la bun sfârșit proiectele începute astăzi. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. S-ar putea ca să aștepți un telefon sau un mesaj la serviciu, timp ce ești la serviciu, de la partenerul sau partenera de viață, o persoană față de care ai sentimente, un colaborator. Deci aștepți un telefon și ai grijă că s-ar putea să te lași prinsă în responsabilitățile de la serviciu și să pierzi contactul cu lumea din jurul tău, cu realitatea, iar bâzâitul telefonului, scuze, să-ți treacă pe lângă urechi sau să-ți treacă pe lângă urechi o informație importantă. Așa încât îți recomand, oricât de mult ai fi absorbit în muncă, centrează-te și pe ce se întâmplă în jurul tău. Mai ridică-te, mai uită-te în jur și apoi continuă-ți activitatea. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioare. Ai nevoie să te odihnești. Chiar dacă ai o listă mare și lungă de responsabilități, încearcă să vezi dacă nu te poți degreva de unele dintre ele, dacă nu le poți lăsa pe mai târziu. Este o zi în care toate semnele indică faptul că ești epuizat nervos, fie din cauza unui stres de serviciu, fie din cauza unei probleme în familie. Și ai nevoie să te ocupi de aceste lucruri înainte de orice. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi ești distras de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău cu foarte mare ușurință. Asta facilitează niște accidente, fie domestice, fie pe stradă, fie la serviciu. Dacă șofezi, eu ți-aș recomanda astăzi să sui într-un taxi. Dar dacă șofezi, că nu e altă soluție, te rog să fii cu ochii în patru, da? În patru, să fii extrem de atent la orice, nu uita să cedezi prioritatea, nu uita să vezi trecerile de pietoni, evită gropile, s-ar putea să cazi într-o groapă cu mașina. Deci fii atent și nu te încăpățâna în trafic să dai lecții celor din jur, pentru că nu-i cazul și nici nu-i momentul. Scorpion, ascendentul pe scorpion și cei care au luna natală în semnul scorpionului. Ești un foarte bun judecător sau judecătoare astăzi și îmi place faptul că azi ai capacitatea de a privi o situație din toate perspectivele și din toate punctele de vedere. Totuși, această atitudine imparțială și intransigentă s-ar putea să nu mulțumească pe toată lumea, așa încât pregătește-te și pentru niște comentarii din partea celor nemulțumiți. Însă, e corect. Ceea ce spui, trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului, e corect, e onest și e de-a dreptul. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. Astăzi manifesti foarte multă receptivitate la nevoile celor din jur. Ești gata să-i ajuți, ești gata să le vii în sprijin, fie cu fapta, fie cu vorba, dar eu vreau să te întreb pe tine, cui te lași? Unde te poziționezi tu în această istorie? Unde este locul tău?
Este o zi în care ai nevoie să pui în echilibru nevoile tale versus nevoile celorlalți. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Un coleg de serviciu, un asociat, un partener al unui proiect de-al tău vine cu o idee foarte bună, care vă va aduce bani, care vă va aduce foarte multă mulțumire sufletească și s-ar putea să vă scutească din timpul necesar și alocat proiectului respectiv. Îți recomand astăzi să nu dai dovadă de orgoliu excesiv și să nu te încăpățânezi să vezi numai jumătatea plină a paharului dinspre tine, spre ceilalți. Lasă-i și pe ceilalți să se exprime, pentru că s-ar putea ca unii să vină cu niște idei excelente, idei de care chiar aveai nevoie, pe care chiar vroiai să le pui în practică. Și uite, vine sfânta idee. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Astăzi este o zi în care vei întâlni tot felul de persoane. Ce te va înspăimânta de-a dreptul va fi faptul că te vei gândi la persoana respectivă și bang apare, te gândești la ea și pam apare și va fi o zi a sincronicităților. Ai grijă, gândește cât mai pozitiv astăzi. Stabilește-ți obiective mari și importante, pentru că da, e o zi în care se pot materializa. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Popularitatea ta crește peste noapte și cei din jur încep să vadă, să descopere de-al minter talente care au fost ținute ascunse până acum. Capătă mai mult curaj, și încearcă să te exprimi. Nu-ți mai reprima emoțiile, nu-ți mai reprima sentimentele și mai ales nu pune frână la comunicare. Pentru că astăzi este o zi în care reușești să ajungi la sufletul celorlalți și îți recomand discuțiile acelea importante pe care le-ai tot amânat până acum, astăzi trebuie să primeze. Pentru că reușești să spargi gheața și în relația cu cele mai reci și detașate persoane. Dragii mei, 28 aprilie, horoscopul zilei v-a fost oferit de astrolog Alexandra Coman, bilete.ro, contactarondalexandracoman.ro sunt locurile de unde puteți achiziționa horoscopul ultra detaliat al lunii mai. Dacă sunteți curioși despre webinarul care a fost luna aprilie, îl găsiți pe bilete.ro și sunt mult mai multe produse expuse pe bilete.ro, deci aruncați o privire și în josul acestei filmări, linkurile spre Instagram și Telegram vă așteaptă. Să aveți o zi superbă! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează. În acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare. Sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă se amână evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da?
Deci, datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite în niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm. Clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!